Bună ziua, dragii mei! Vom discuta problemele 6 și 7, date la evaluarea națională de la finalul clasei a 6-a, din anul școlar 2020-2021. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara. Să vedem și problema. Orașul stațiune Vatra Dornei din județul Suceava se află într-o depresiune intramontană, la confluența Bistriței Aurii cu Dorna și Neagra Șarului. El este cunoscut pentru apele minerale carbogazoase, dar și pentru nămolul de turbă din Târnovul Mare. Elevii clasei a 6-a au decis să meargă în vacanță în această regiune pitorească. Ei au ajuns în tabără la Vatra Dornei și au participat la diverse activități care se desfășoară la munte: drumeții, tiroliană, orientare în natură, tir cu arcul, etc. Activitățile desfășurate în tabără au cuprins și excursii la obiectivele turistice din zonă. Elevii au apreciat mult vizita la mina de sare de la Cacica, obiectiv turistic care se vizitează de la jumătatea secolului al XIX-lea. Un loc impresionant din mină este sala de bal. În această sală, 7 elevi joacă un joc și se așează conform indicațiilor însoțitorilor de grup. Elevii sunt așezați în punctele A, B, C, D, E și F și M ale configurației geometrice reprezentate în figura alăturată. Segmentele B, A și B, C sunt congruente, B, A cu B, C. Măsura unghiului B, A, C, deci unghiul din A, acesta, e de 50 de grade, triunghiurile BAE și BCD sunt dreptunghice în A, respectiv în C, iar segmentele AE și CD au lungimile egale. Punctul M este mijlocul segmentului AC, iar punctul F este situat pe segmentul DE. La exercițiu 6 ne cere să calculăm măsura unghiului CAE. Să vedem cum rezolvăm această problemă. Ne încadrăm în triunghiul ABE. Știm că măsura unghiului BAE este de 90 de grade din ipoteză. Dar unghiul BAE este format din unghiul BAC plus unghiul CAE. BAC știm din ipoteză că este de 50 de grade plus unghiul CAE. Dar știm că unghiul BAE are 90 de grade. Deci din acestea rezultă că 50 de grade plus unghiul CAE este egal cu 90 de grade. De unde măsura unghiului CAE va fi egală cu 90 de grade minus 50 de grade. Deci măsura unghiului CAE va fi egală cu 40 de grade. Să rezolvăm și problema 7. Știm că punctul F este situat pe bisectoarea unghiului DBE, demonstrați că elevii care s-au așezat în punctele B, M și F sunt situați pe aceeași dreaptă. Să scriem ipoteza și concluzia problemei și să vedem rezolvarea.
Ne încadrăm în triunghiul ABE și în triunghiul CBD. Conform ipotezei, știm că ambele triunghiuri sunt dreptunghice, unghiul A este egal cu unghiul C, egal cu 90 de grade, din ipoteză. De asemenea, segmentul AB este congruent cu segmentul BC, tot din ipoteză. Deci avem aici 90 de grade, AB congruent cu BC. Și de asemenea, AE congruent cu CD. AE congruent cu CD. Din ipoteză. Rezultă, conform cazului de congruență, criteriului de congruență catetă-catetă, că cele două triunghiuri ABE și CBD sunt triunghiuri congruente. Asta înseamnă că au și unghiurile omologe congruente, adică unghiul ABE va fi congruent cu unghiul CBD. Aceste două unghiuri congruente. Dar ce știm? Că punctul F este situat pe bisectoarea unghiului DBE. Deci, cu alte cuvinte, semidreapta BF este bisectoarea unghiului DBE din ipoteză. Înseamnă că această semidreaptă împarte unghiul DBE în două unghiuri congruente, și anume unghiul EBF și unghiul DBF. Dar noi am văzut faptul că unghiul ABE și CBD sunt unghiuri egale, unghiuri congruente, de măsuri egale. Din demonstrație. Dacă adunăm cele două relații, obținem unghiul EBF plus unghiul ABE, suma măsurilor lor, egală cu măsura unghiului DBF plus măsura unghiului CBD, dar unghiul EBF plus ABE ne dă de fapt unghiul ABF egal cu unghiul CBF. Asta înseamnă că semidreapta BF este bisectoare pentru unghiul ABC. Știm că segmentul AB este congruent cu segmentul BC din ipoteză. Asta înseamnă că triunghiul ABC este triunghi isoscel cu baza AC. M este mijlocul bazei triunghiului isoscel, mijlocul lui AC, tot din ipoteză. Asta înseamnă că segmentul BM este mediană în acest triunghi isoscel ABC. Dar mediana corespunzătoare bazei într-un triunghi isoscel este și bisectoare. Deci BM este bisectoarea unghiului ABC. De asemenea, am văzut că semidreapta BF este bisectoare pentru același unghi ABC. Cum un unghi are o singură bisectoare, asta înseamnă că punctele BM și F se află pe aceeași dreaptă, adică sunt puncte coliniare. Ceea ce
trebuia demonstrat. Cei doi copii se gândesc să rezolve și într-un alt mod problema. Am văzut că triunghiul ABE este congruent cu triunghiul CBD, caz de congruență catetă-catetă. De aici rezultă faptul că unghiul ABE este congruent cu unghiul CBD. Să facem următoarele notații. Dreapta BE intersectată cu dreapta AC ca fiind punctul P. Dreapta BD intersectată cu AC ca fiind punctul Q. Iar intersecția dintre dreapta BF cu dreapta AC ca fiind punctul N. De asemenea, din ipoteză știm că segmentul AB e congruent cu segmentul BC. De aici rezultă faptul că triunghiul ABC este un triunghi isoscel de bază AC. Și atunci unghiurile de la bază sunt congruente, deci e vorba de unghiul BAC congruent cu unghiul BCA. BAC congruent cu unghiul BCA. Ne încadrăm în triunghiul ABP și în triunghiul CBQ. Să arătăm congruența lor. Deci știm că unghiul BAC este congruent cu unghiul BCA. Am demonstrat anterior. De asemenea că AB, segmentul AB este congruent cu segmentul BC din ipoteză. Și unghiul ABE este congruent cu unghiul CBD din demonstrație. Atunci rezultă, conform criteriului de congruență unghi-latură-unghi, că cele două triunghiuri ABP și CBQ sunt triunghiuri congruente. De unde rezultă? Că vom avea segmentele BP congruent cu segmentul BQ, deci BP congruent cu segmentul BQ și segmentul AP congruent cu segmentul CQ. AP cu CQ. Am văzut că BP este congruent cu BQ din demonstrație. Asta înseamnă că triunghiul PBQ este triunghi isoscel cu baza PQ. De asemenea, știm din ipoteză faptul că BF este bisectoarea unghiului DBE. Din ipoteză. Dar punctul de intersecție între BF și AC, PQ, dreapta PQ, este punctul N. Înseamnă că, de fapt, BN, semidreapta BN, este bisectoarea unghiului PBQ. Aceste două unghiuri vor fi unghiuri congruente în triunghiul PBQ isoscel de bază PQ. Cu alte cuvinte, segmentul BN este și mediană în acest triunghi PBQ. Deci înseamnă că N va fi mijlocul segmentului PQ. Cu alte cuvinte, segmentele PN și NQ au lungimi egale. Dar am văzut că AP este congruent, este egal ca lungime de segment cu QC din demonstrație.
Dacă adunăm cele două relații, obținem AP plus PN este egal cu NQ plus QC. Dar AP plus PN nu este altcineva decât AN egal cu A cu NC. Asta înseamnă că punctul N este mijlocul segmentului AC. Dar știm că M este mijlocul acelui segment AC. Din ipoteză, cu mijlocul unui segment este punct unic, înseamnă că N și M sunt puncte care coincid. Dar BF intersecta cu AC este punctul N. Asta înseamnă că punctul N aparține dreptei BF. Cum M și N sunt puncte care coincid, înseamnă că punctul M aparține lui BF. Deci, cu alte cuvinte, punctele B, M și F sunt puncte coliniare. Ceea ce trebuia demonstrat. Iată și problema 6, respectiv problema 7 din testul al doilea de la evaluarea națională clasa 6 anul școlar 2021-2022. Vă propunem spre rezolvare. Cei doi copilași vă mulțumesc pentru ajutor și vă urează succes în rezolvarea problemei. Iar eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!